Dulceață de cireșe amare. Bună ziua, bună ziua! Astăzi vom prepara o dulceață de cireșe amare. Eu am făcut doar 1 kg de cireșe, deci la 1 kg de cireșe fără sumburi, eu am pus jumătate de kilogram de zahăr. Ale mele sunt mai dulci, dar dacă aveți cireșe amare, 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 așa puneți 1 kg sau 800 de grame. Sau cum pune mămica mea, deci un castron de zahăr la un castron de cireșe fără sâmburi. Și bunica mea punea tot la fel. Deci un castron de cireșe fără sâmburi cu un castron de Astăzi vom zahăr. culege cireșele și vom face dulceață de cireșe Aici amare. am cules cireșele, le-am spălat și urmează să le scoatem sâmburii. Aici avem cu sâmburii scoși. Deci cireșele sunt curățate. Punem zahăr. Vom pune și felii de Și o să lămâi. punem și zeama de lămâie. Deci vom amesteca toate cireșele cu zahărul. Și pe parcursul nopții sau pe parcursul zilei, deci dacă facem astăzi și nu lăsăm pe mâine, când s-a topit zahărul, punem pe foc. Acoperim, dăm la rece. După o jumătate de oră mai amestecăm, deci până se topește tot zahărul și apoi punem pe foc și lăsăm să se facă dulceața până scade bine, bine. Zahărul din cireșe s-a topit, deși au Și lăsat acum am pus zeamă. Într-o uliță cireșele pe foc, la foc mic, să le fierbem ca să facem dulceața noastră. Și vom încerca dulceața și când o să punem câte o picătură pe farfurie și dacă bobul de dulceață se ține, este legat, atunci o putem pune în borcane sterilizate. Deci, între timp cât dulceața noastră se face aici pe foc, noi o să pregătim borcanelele, deci ori două de 400 sau unul de 800. Aceasta este dulceața, eu am pus-o acum pe foc și o lăsăm să fiarbă. Deci începe când face spumică, o luăm așa încet cu o lingură, vedeți, începe să fiarbă. Și între timp ne pregătim și ne sterilizăm borcanelele. Deci începe dulceața să fiarbă la foc potrivit, nu la foc mare. Dulceața este aproape gata, deci am spumit, luați spumica tot așa și o puneți pe o farfurie. Și acum vom încerca. Am să pun aici o farfuriuță. Și voi lua puțin din siropul de dulceață și vom pune aici. Și dacă se întărește și suntem mulțumiți de consistența dulceții, atunci o putem pune în borcan. Aici mi-am pregătit un borcanel, este cald, l-am sterilizat într-o oală cu apă și l-am lăsat să fiarbă circa 20 de minute. Mi-am pregătit o pâlnie, o voi pune Și acum vom aici. pune dulceața în borcan până vom umple. Așa, fierbinte. Să știți că borcanul este fierbinte. Așa. Ia uitați. Acesta este borcanelul. Îl vom închide imediat. Așa. Și le vom lăsa Vom să se acoperi cu răcească. păturică. Și vom lăsa să se răcească. Și acesta este dulceața noastră de cireșe amare. Și aceasta este dulceața noastră de cireșe amare.